v-am găsit la episodul 5 din seria Cântă cu ce găsești prin casa ta. În această săptămână, după cum v-am promis, o să umblăm un pic la trusa de sculea tăticilor noștri. În acest sens, am să vă rog să le spuneți să vă aducă setul lor de chei fixe. Cu ajutorul unui set de chei fixe, voi puteți să vă realizați un xilofon la care puteți să cântați o grămadă de cântecele drăguțe. Înainte de a monta xilofonul, trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți la mărimea cheilor. Le așezăm în ordine descrescătoare mărimilor și veți vedea că aveți spre ajutor niște numere inscripționate pe fiecare dintre chei. Astfel le așezați în ordine descrescătoare, neapărat pe o bandă de polistiren sau o baghetă de burete. Dacă nu le așezați pe burete sau pe polistiren, sunetul nu va putea fi emis pentru că el va avea rezonanță și va prelua și din ecoul materialului pe care cheile sunt puse. După ce le așezați în ordine descrescătoare de la cel mai mare la cel mai mic, cam așa ar trebui să se audă în momentul în care le loviți pe fiecare în parte cu un obiect neapărat din metal. Eu am să vă demonstrez cum se poate cânta la acest instrument. O să vă las și o partitură cu numere pentru setul de chei fixe standard pe care l-am și eu în descrierea videoclipului și o să vedeți cât de ușor și cât de practic este acest instrument muzical. Ia să vedem ce putem cânta. Baby Shark. În continuare, vă las câteva filmulețe cu ce am reușit eu să cânt alături de familia mea. O să vedeți și niște instrumente muzicale noi pe care le-am adăugat în acest episod. Am adăugat o bandă de scoci cu care am lipit coada de mătură pentru că aveam nevoie să realizez ritmul pentru ultima piesă din acest videoclip. O să vedeți de asemenea și o pereche de tenis cu ajutorul cărora am reușit să imit toba mare. Vă urez mult succes, vă urez sărbători frumoase, aștept reacțiile și filmările cu încercările voastre, aveți grijă de voi și ne vedem în episodul 6.